Unul dintre cele mai disputate puncte de la recenta ședință de Consiliul Local din Deva a fost propunerea de alocare de către municipalitate a sumei de 7 milioane de lei sau 1,4 milioane euro pentru cultele religioase recunoscute oficial. Cei mai aprigi contestatari, inclusiv în mediul online, au fost, ca de obicei, consilierul USR Lucian Mara și cei doi reprezentanți ai AUR, Marius Mane și Tiberiu Bârsan. Aceștia susțineau, printre altele, că de respectivii bani se puteau construi mai multe creșe, însă primarul Florin Oancea l-a prezentat costul real al unei astfel de investiții. O construire de unitate de învățământ antepreșcolar valorând 4 milioane de euro. Aceea să referire că dacă, pe de o parte spuneați că sunt necesari, pe de altă parte ziceați că sunt și alte obiective, creșe, grădinițe. Păi vă informez că din, dacă dumneavoastră n-ați mai dat niciun, n-ați mai aprobat niciun lucru pentru culte, deci din cei 7 milioane de lei, 1.400.000 de euro, aveți dreptate, se puteau construi 3-4 creșe. Vă spun că o creșă, ca investiție, e undeva la 4 milioane de euro. Avem o creșă în lucru undeva nouă, probabil în septembrie se vor finanța lucrările, prin Compania Națională de Investiții. Sunt de pregătit la sinteză, tot undeva în loc, pentru o grădință cu o capacitate de 110 locuri. Avem pe fonduri europene reabilitarea creștii din Deva. Florin Oancea a mai precizat că suma de 7 milioane de lei a fost alocată pentru terminarea lucrărilor începute la bisericile din Deva. Primarul Devei a mai spus că suma nu va afecta celelalte investiții bugetate din reședința de județ, respectivele proiecte fiind de altfel adoptate de Consiliul Local Deva. Suntem preocupați nu doar de investiții în infrastructură și ce mai fel la lucrașul de cult, costurile de biserici sau renovarea lor, dar avem în vedere și noastră s-a aprobat în februarie, în bugetul local, foarte multe obiective de investiții pe capitole care se referă și la dezvoltarea infrastructurii și la infrastructura educațională. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că este oportun să facem aceste investiții. Ele sunt obiective începute, trebuie continuate și, bineînțeles, într-un orizont de timp rezonabil, finalizate. Primarul Devei a mai menționat că după finalizarea lucrărilor la biserici, sumele alocate de municipalitate pentru culte vor scădea și, totodată, a declarat că îi se pare firesc ca un lucru început să fie terminat. După ce finalizăm aceste obiective de investiții, o să vedeți că sumele pe care eu ca primar le propune dumneavoastră consilierilor să le aprobați vor fi din ce în ce mai mici. Dar trebuie să facem acest efort sau și acest efort, cum facem și alte efort. Împreună, că suntem o echipă și executiv și legislativul, să realizăm cât mai multe obiective de investiții și mai ales să le finalizăm. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a trecut, cei trei consilieri locali abținându-se de la vot.